Gianina Elena Beleagă, una dintre cele mai valoroase canotoare românce din actuala generație, a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 24 de ani. Deși este dublă sărbătorită, sportiva de la Steaua București s-a prezentat la ora 8 dimineața pe ponton și, alături de colega sa Ionela Cozmiuc, a urcat în barcă pentru primul antrenament al zilei pe lacul Snagov. După ce a vâslit 10.000 de metri, Gianina a acordat un interviu în exclusivitate pentru Steaua TV. De cele mai multe ori mă prinde aniversarea mea la concursuri, la recalificarea pentru Jocurile Olimpice de la Rio, chiar eram la Lucerna și mi-am făcut un cadou frumos, sper că și acum o să-mi fac cadou frumos, dar săptămâna viitoare. Toate urările de bine și gândurile din partea tuturor celor dragi, cât și nu numai prieteni și cunoștințe și prieteni de pe Facebook cu care nu am avut contact. Cred că astea sunt cele mai importante. Astea mă motivează pentru că lucrurile materiale nu sunt neapărat o satisfacție. Să am cel mai bun an de până acum, dar nu cel mai bun de acum încolo. Asta îmi doresc pentru mine și pentru Ionela și pentru toți cei dragi mie. La mulți ani, Gianina Elena!